Am început prin 98, am auzit de coca. Voiam să încerc și eu, nimeni nu dădea moca. Totuși am găsit pe cineva, a dat jumate. Când am cerut cealaltă parte, a zis că nu se poate. Am vrut să mă angajez, nimeni nu mă băga în seamă. Foamea asta de bani, asta m-a chemat în stradă. Că ai mei s-au chinuit să-mi dea o educație. Dar ce-mi păsa pe atunci, ce voiam acea senzație. Așa că am stat pe stradă și mi-am găsit anturajul. Voiam să plec de acasă, dar cu ce umpleam bagajul? Trebuia să demonstrez tovărășie la băieți. Și am ajuns să fur din casă și varul de pe pereți. Aveam doar 13 ani, nu aveam nimic în cap. Nici nu pot întoarce timpul, acum am de reparat. Că am încercat de toate, nu simțeam nicio aromă. Am murit 30 de secunde, ascultă-mă bine, mă. Lumea judecă repede, dar nu cunoaște viața mea deloc. De mic pe străscoale mele am luat viața mereu ca pe un simplu joc. Mereu din greșeli eu am învățat. Și atunci când am picat m-am ridicat și am păstrat sufletul curat. Am deschis ochii, m-am născut a doua oară. Lângă mine tot mama, deci am supărat-o iară. Am început să tremur, nu știam ce se întâmplă. Eram foarte confuz, aveam mari dureri de tâmplă. Am zis că nu mai fac, dar nu am făcut nimic bine. Sevrajul era lung, așteptam să se termine. M-a terminat pe mine, am încercat să pun stop. Oare nu a reușit sau viața mea are alt scop? Unii râd de mine, poate bucură durerea. Dar nu sunt în locul meu ca să-și dea ei cu părerea. Crede m-a schimbat tot, dacă aș avea acum. Dar tu poți să o faci, nu merge pe același drum. Ce ai învățat? Mama își protejează puiul. Ascultă de familie, nu-ți părăsi de vreme cuibul. Tot ce e ilegal, că e bine, sănătos. Ai grijă ce alegi, dar fă-o cu folos. Lumea judecă repede, dar nu cunoaște viața mea deloc. De mic pe străscoale mele am luat viața mereu ca pe un simplu joc. Mereu din greșeli eu am învățat. Și atunci când am picat m-am ridicat și am păstrat sufletul curat.